Navigați pe viza.md pentru a fi protejați mai bine informațional. Mulțumim de întrebare. Vreau să vă spun că pentru a ieși proprietarul animalului, da, pentru a ieși din țară, în primul rând este necesar de a merge la o clinică veterinară. Din moment ce a procurat, a primit în cadou, să spunem așa, animaluțul, da, merge la o clinică veterinară, unde îi face un examen clinic, evident, toate procedurile care sunt reglementate în normele noastre sanitare veterinare, adică aceleași vaccinări, aceleași dehelmintizări, microciparea, deci sunt țări care obligatoriu cer, dar după ce s-au făcut toate procedurile acestea în cadrul unei clinici veterinare autorizate, proprietarul animăluțului vine cu pașaportul la noi la direcție, evident, pentru a primi certificatul veterinar, formularul numărul 1, pentru plecare peste hotare. Pașaportul veterinar se eliberează doar la clinică veterinară. Condițiile de intrare în Republica Moldova la fel, adică pașaportul, iarăși vaccinarea de contrarabiei, iarăși de parazitările, microciparea obligatoriu, plus la toate acestea, dacă le are înregistrate în pașaport, evident, certificatul veterinar, formularul numărul 1. În primul rând, proprietarul animalului trebuie să-și planifice din timp plecarea, pentru că ajungând, chiar vin de multe ori la mine și pașaportul nu are ceea, nu are alta și evident îi întoarcem înapoi iarăși la clinica veterinară unde să-și îndeplinească toate obligațiunile. Da, în primul rând planificarea plecării, pentru că certificatul se scrie cu data care a venit și el este valabil de a ieși din țară, adică se dă, nu că valabil, dar se dă de a ieși din țară doar 72 de ore, da? Și evident dacă trec aceste 72 de ore și nu a ieșit din țară, certificatul nu mai este valabil. De asta trebuie din timp de planificat plecarea, s-a venit la clinică, s-a verificat medicul veterinar din clinică, s-a verificat absolut să fie toate vaccinările valabile, să nu fie expirate, că evident dacă rabia, proprietarii cunosc că rabia se face, adică nu numai rabia, dar toate vaccinările se fac an de an, se repetă. Deparazitările iarăși se fac cu 24 de ore înainte de plecare, iarăși să nu scăpe asta din vedere. Ce mai avem? Mai avem examinarea clinică animalului iarăși cu 24 de ore înainte de plecare, iarăși se face la o clinică veterinară. Microchipul este obligatoriu la ieșire din țară, da. Da, există. Există certificatele veterinare pentru CSI să scriu în limba rusă, pentru că este așa o înțelegere între țări. Ei pentru noi în rusă și noi pentru ei tot în rusă scriem. Dar cu Uniunea Europeană vreau să vă spun că este un regulament european unde scrie negru pe alb strict ce condiții pune Europa pentru a intra în spațiul lor. Deci, plus la ce am menționat mai sus, măsurile care s-au făcut, mai există o analiză de sânge, adică test serologic, așa se mai spune, da? Ca și cum confirmare animalului că a fost vaccinat contra rabiei. Iată, țările europene obligatoriu îl cer, adică fără testul acesta, proprietarul nu poate merge în spațiul european. Nu există, nu știu, probabil nu există, că noi verificăm toată chestia asta, dar nu am depistat așa vaccinuri, dar vreau să vă spun că iarăși în regulamentul acesta european strict scrie cu ce vaccin trebuie să fie vaccinat animalul. Ei nu recunosc toate vaccinurile. Sunt vaccinuri, hai să spunem, producători ruși sau producători alții. Spațiul european nu-l recunoaște.
Animalul trebuie să fie vaccinat doar la 3 luni, nu mai mic, nici de cum. Deci niciun medic veterinar nu și-a luat responsabilitatea pe seama sa să vaccineze un animal mai mic de 3 luni. Deci se vaccinează doar de la 3 luni. După vaccinare trebuie să treacă o perioadă de carantină de 21 de zile, apoi doar avem voie să-l scoatem din țară. Dar asta pentru țările CSI, da? Dar pentru țările europene mai avem, dar am menționat iarăși mai sus, cu testul serologic, după vaccinare trebuie să treacă 30 de zile, apoi avem voie să facem acest test. Deci se primește 4 luni. Pot să mai adaug așa o informație sau o recomandare, da? Pentru că nu toți proprietarii animaluțelor când iese din țară nu știu precis pe la care punct vamal să iasă. Că noi avem strict stipulate pe la care puncte vamale se permite trecerea, da, cu animaluță. Și ajungând la o vamă care nu este angajat un medic veterinar, el este reînturnat înapoi. Și aș spune că sunt punctele, partea CSI-ului, da, avem, iată, chiar pot să le citesc, de a Tudora, partea Nordului Republicii, Otaci, Berceni, Criva, iată, este punctele vamale, Sudul avem Giurgiulești 1, Giurgiulești 2, Rezeni din partea românilor, avem punctul vamal Sculeni și punctul vamal cel mai principal Leușeniu, Albița, partea românească. Evident, și aeroportul, da. Navigați pe viza.md pentru a fi protejați mai bine informațional.